Sâmbătă 31 august va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Anul acesta evenimentul se va desfășura la Complexul Memorial Aurel Vlaicu din satul ce aparține de orașul Giurgiu și care a primit numele celui care a fost pionierul aviației românești, inginer și inventator de aparate de zbor născut pe aceste meleaguri. Cu prilejul evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate la Complexul Memorial Aurel Vlaicu sunt așteptați toți cei care doresc să-l cunoască pe celebrul inventator la el acasă, să petreacă o seară specială cu povești, cu amintiri, cu istorii despre impresionanta sa activitate. În cadrul programului, care se va desfășura în intervalul orar 18-24 și care este dedicat acestui eveniment național, vizitatorii pot participa la activități educative, momente artistice, proiecții de reportaj și film în aer liber, organizate de muzeu și de comunitatea locală, care vor aminti măreția momentelor în care Aurel Vlaicu, prin invenții și prin zborurile sale, a ajuns egalul marilor inventatori din întreaga lume.